Bună ziua! Poftiți. Nu poftesc, nu, nu, nu! Trebuie să vi le las aici! Poftiți! Băgați-le în casă! Din punctul meu de vedere, e un gest minim de implicare civică. Sunt alții care sunt mult mai expuși, care fac mult mai mult decât atât. Sunt sănătoasă, nu fac parte dintr-o categorie vulnerabilă și mi se pare extrem de important să îi protejăm pe cei vulnerabili. Da. Bună ziua, Alexandra sunt. Vin acum cu cumpărăturile la dumneavoastră. 71 de lei și 24 de bani este totalul și vreau să vă întreb cum aveți banii ca să mă pregătesc eu să vă dau rest. Oamenii sunt recunoscători și sunt ușurați că există cineva care poate face aceste comisioane, cumpărături, rețete, poate, le poate lua rețetele în așa fel încât ei să rămână în casă, acolo unde sunt în siguranță. Aici este bonul dumneavoastră. 71-24, asta este o donație, am primit donații. Aveți și niște iaurturi și aici sunt niște prăjiturele. Astea sunt tot ale dumneavoastră, da? Și trebuie să-mi dați 71-24. În faza asta mi-e frică să mă gândesc, sau refuz să mă gândesc, la ce impact va avea asupra familiei noastre, în special din punct de vedere economic. Această criză ne va afecta cu siguranță, viața noastră se va schimba, probabil, în următoarele luni, dar încerc să mă concentrez pe ziua de azi și pe ceea ce știu că pot face astăzi ca să îmi fie mie mai bine și ca să ne fie tuturor mai bine. Ne-a zburat bonul. Și 72, după ce scoateți lucrurile din pungi, da, să le aruncați, vă rog, da, și să vă spălați bine pe mâini, că da, nu se știe, da. Ștefan, hai, vorbim, ai grijă. În aceste zile, din punct de vedere logistic, ne asigurăm că suntem punctul de legătură între solicitările care vin din comunitate, persoanele care și-au exprimat intenția de a ajuta și s-au înscris ca voluntari și resursele pe care comunitatea le pune la dispoziție. Flavia de la Vă Ajutăm din Brașov. Avem o solicitare de cumpărături. Crezi că ai putea să te ocupi în zona Griviței. Deci, maxim, dacă rămânem pe varianta cu o mască pe kit, în punctul ăsta am mai putea teoretic să facem 100 de kituri, dar nu avem în ce să punem spiritul sau dezinfectantul. Da, exact. Vedem dacă mai găsim. Dacă mai găsim spirit de cumpărat în cantități mai mari, atunci nu mai avem problema cu sticluțele, că dăm o sticlă de 500 ml. Din păcate nici măcar spirit nu se găsesc. E ușor să privești detașat atunci când vezi la televizor, atunci când vezi că se întâmplă în China, atunci când auzi că a ajuns și în Europa, dar nu e aici. Doar că pe măsură ce se apropie de tine, îți dai seama că e mai prezent decât îți imaginai și că ni se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Flavia de acolo e Flavia de aici, invitata mea astăzi la Mix TV, la Mix Actual, Flavia Boghiu. Bună seara și bună seara. Bun revenit. Bine ne-am cunoscut găsit cu scurt timp în urmă, parcă a fost o presimțire și am promovat atunci activitatea aceasta a ta de implicare în acțiunea de a face mai, de a aduce mai mult bine în viața bătrânilor noștri, a seniorilor. Nu ne-am fi gândit niciuna dintre noi că în 2-3 luni va fi atâta nevoie de implicarea unor organizații de acest fel. Spunem Flavia Boghiu astăzi, spunem
Vă ajutăm din Brașov. Așa este. Ce este Vă ajutăm din Brașov? Vă ajutăm din Brașov a fost o idee și acum a devenit o mișcare și acum devine un sprijin pentru comunitate, din ce în ce mai mare. Ideea de a face ceva pentru seniori mi-a venit pe 11 martie, atunci când în România erau de-abia 30 de cazuri, puțin peste 30 de cazuri confirmate, dar eu, având familia în Italia, în zona 0, în Milano, am putut să văd de la distanță care a fost progresul și care a fost evoluția situației acolo. Auzind toate recomandările Organizației Mondiale a Sănătății legate de vârstnici și de cât sunt aceștia de vulnerabili, mi-am dat seama că este urgent să facem ceva ca ei să nu iasă din case, să-i protejăm. Și atunci am venit cu ideea de a ne pune noi la dispoziție, la punctul acela era vorba despre mine și echipa mea din asociație, de a ne pune la dispoziție pentru a ajuta cu cumpărături, cu rezolvarea problemelor, plătit facturi, scos rețete și așa mai departe. Idee care s-a bucurat de succes în mediul online. Doar că câteva zile după, asta se întâmpla luni, era încă plin de vârstnici pe stradă. Chestiunea care m-a frustrat teribil și m-am gândit că trebuie să facem mai mult. Mesajul fie nu ajunge la ei, fie nu-l iau în serios, ceea ce e la fel de grav. Nu prea sunt cei din publicul acesta țintă. Fapt pentru care am făcut afișe, am început cu 200, între timp s-au împărțit peste 600 de afișe în orașe, pe care le-am lipit la scările de bloc, la magazine, să-i anunțăm pe vârstnici că există persoane care se oferă să facă asta pentru ei doar să rămână în case. Bun, deci există oameni buni, există, Flavia este aici, în carne și oase, acești tineri există. Ce înseamnă Vă ajutăm din Brașov ca număr, ca forță? Îmi place să cred că sunteți o mică armată. Așa e. Așa e și devenim din ce în ce mai mare. Avem o săptămână, avem 8 zile, mâine se fac 9 de când am înființat grupul. Grupul are peste 1500 de membri în momentul de față. Și persoanele de pe grup sunt cele care vin către noi cu resurse, cu energie, cu implicare. Avem și un sistem pe care l-am pus la punct între timp. În momentul de față, persoane care și-au asumat angajamentul de a se implica într-o formă sau alta, depășesc numărul de 150 de persoane și numărul acesta crește. Sunt tineri toți? Ce vârste au? Și nu numai. În special tineri sau oricum nu persoane de vârsta a treia, pentru că pe acelea încercăm să le protejăm. Dar m-am bucurat să văd că au venit și semnale de dorință de implicare, telefonic, oricum se poate, și de către cei de vârsta a treia, care își dau seama că nu pot să iasă și care doresc să fie utili cumva comunității. Și cred că Vă ajutăm din Brașov, că mă întrebai ce este de fapt, cred că este instrumentul prin care toată solidaritatea pe care o are comunitatea a ieșit acum la suprafață într-un moment de nevoie. Și până la urmă asta contează, nu? Ce se, noi ne arătăm adevărata valoare. Sigur, și meschinăria se arată acum, da, și această păcate, fațetă, da, urâtă a societății. Da. Dar adevărata valoare a unui om o vezi în momentele critice. Așa e. Acum vedem și simțim nu numai nevoia de solidaritate, ci și forța ei. E ca un bulgăre care începe să se rostogolească. Deci 150 de oameni sunt în acest moment, da, în această mișcare, să-i spun, nu? Până la urmă e o stare de spirit, o mișcare. Vă ajutăm din Brașov, care a pornit de la ideea de a ajuta pe cei în vârstă. De ce? Pentru că asta era activitatea ta, da? Tu ești președintele Acces, clusterul comunitar de economie socială, despre care povesteam acum 2-3 luni, îngrijiri la domiciliu și bătrâneți cu demnitate. Da, a fost unul dintre proiectele noastre și unul dintre proiectele mele de suflet. Ce fac vârstnicii noștri? Care este starea de spirit? Totuși vorbești cu ei, povesteam cu Flavia înainte de începerea emisiunii, în timp ce foarte mulți oameni își țipă plictiseala, ceea ce mie mi se pare de neînțeles. Tineri ca tine nu își găsesc suficiente ore într-o zi. Da. Pe de o parte, eu cred și am mai spus-o, pentru mine toată perioada aceasta și tot ceea ce văd în jurul meu, îți spun sincer, eu nu apuc să urmăresc știrile, o mai spun uneori în glumă, când plec noaptea acasă, pentru că în ultimele 2 săptămâni am făcut doar casă, mașină, birou singură, izolată la birou. Și atunci când plec noaptea acasă, spun să mă anunțe și pe mine cineva dacă s-a terminat, că eu continui să... Sunt în priză. Pe mine, toată acțiunea asta, Vă ajutăm din Brașov, mă va trece de momentul acesta de criză prin toată bunătatea și solidaritatea cu care m-am înconjurat. Trăiesc cumva într-un clopot în care văd doar partea bună și câtă lume s-a mobilizat, este fantastic cum persoane pe care nu le cunoșteai, persoane de care nu știai nimic,
dau de tine, te caută să-ți spună că vor să pună la dispoziție o resursă sau că vor să se implice. Și mie mi se pare extraordinar și sunt momente în tot acest tragin, spune lumea, pentru că vorbim și de o situație tragică, înălțătoare cu adevărat. Pe de altă parte, e și cealaltă fațetă. Ce fac autoritățile? Pentru că ești o interfață. Da. Cei care au nevoie și autorități. Mie mi se pare că este o inerție, o lâncezeală, o apatie în foarte multe dintre zonele care ar fi trebuit să fie în linia întâi. Înainte să vin la tine, tocmai am fost chemată de domnul primar, vin de la dumnealui. Discuțiile cu autoritățile au început acum, eu un lucru am avut în cap de când am început grupul Vă ajutăm din Brașov, și anume că el va trebui să scalat, va trebui să poată să preia foarte multe solicitări. Am prevăzut că volumul va crește și acum îmi este clar că volumul de solicitări va crește foarte mult. Și atunci, în primul rând, obiectivul meu a fost să creez un sistem funcțional, scalabil, care să poată să preia din ce în ce mai multe solicitări și, doi la mână, autoritățile să știe de noi, să vadă în ce fel putem să lucrăm împreună, pentru că în punctul acesta deja se pune problema de tot ce facem, trebuie să facem împreună ca și comunitate. Doar așa putem să trecem dacă ne punem toate resursele la un loc. Bun, care au fost rezultatele discuției recente? Uh-huh. Ce ți s-a promis, să spun așa, că rezultatele le vom vedea în zilele următoare? Acum două zile căutam autoritățile să le spun despre noi. Ar fi trebuit să știe. Da. Noi le-am dat de veste de mai de mult și tu ai țipat acolo pe paginile tale prin metode specifice, că existi și că bați la uși închise. Cred că doar de la punctul la care am reușit să-i fac să înțeleagă cât de mare este amploarea mișcării noastre și că nu suntem doar niște tineri care ne jucăm de-a voluntariatul și cărăm o plasă de cumpărături dintr-o parte în alta, ci că suntem în momentul de față singurul sistem care este pe cale să poată fi scalat încât să susțină o bună parte din nevoia văznicilor din Brașov. Astfel că discuția de astăzi a fost să vedem ce putem să punem la un loc ca și resurse, pentru că autoritățile au baza de date, autoritățile sunt cele care gestionează în momentul de față modul în care noi voluntarii ne putem deplasa, pentru că avem nevoie să fim recunoscuți de autorități ca fiind singura variantă la care pot brașovenii să apeleze, în așa fel încât să avem voie să ne deplasăm. Bun, ce pun la bătaie? Au o bază de date, am înțeles. Au și foarte mulți oameni, au și foarte mulți angajați, să fim serioși, care stau acasă și practică telemunca, unii dintre ei, și care ar putea fi, totuși, în linia întâi, sunt oameni tineri, sunt oameni sănătoși, sunt oameni care ar putea face lucruri. Ți s-au promis asemenea resurse? Urmează să se facă recensământul resurselor. Aș vrea din capul locului să spun un lucru. Eu solicit autorităților ce avem nevoie, dar eu nu voi sta să aștept până în momentul în care acele resurse vor fi sau nu disponibile. Pentru noi, echipa care ne ocupăm acum de Vă ajutăm, important este să putem să fim cât se poate de pregătiți pentru ce urmează. Așa că modalitatea în care își vor gestiona autoritățile resursele, fie ele umane, fie materiale, în punctul de față, din păcate, în Brașov, în afară de preocuparea pentru cei care sunt izolați și primăria e obligată și se asigură că primesc hrana de care au nevoie. Cei care sunt izolați, da? În cele două formule, da? Da. Autoizolați și cei în carantină. În momentul de față, alocarea pentru altfel de asistență este zero. În condițiile în care bătrânii au practic interdicție de a ieși din casă, da? Au doar cele două ore în care pot, se pot deplasa la magazinul din apropiere sau în jurul blocului. Am înțeles, deci în imediata apropiere. Timp în care nu știu câte pot să facă și... Și timp în care oricum nu e recomandat pentru că să mai luăm în calcul un lucru. Se poate crea aglomerație atunci, nu? Exact, să mai luăm în calcul un lucru. Ideea de a reduce riscul epidemiologic și modul în care se propagă acest virus este tocmai aceea de izolare. Faptul că le dăm voie să iasă două ore pe zi și eu văd ca pe un permis de voie ies la plimbare în alea două zile, în alea două ore, face exact ceea ce încercam noi să împiedicăm, și anume îi expune riscului de a contracta virusul. Da. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut. Ceri unor oameni să stea în casă în momentul în care vii în întâmpinarea unor necesități de bază, măcar. Dacă ne uităm la datele de evidența populației, vedem că vârstnicii sunt aproape jumătate din populația Brașovului. Da? Deci e vorba de... Numărul e foarte mare, într-adevăr. De un număr foarte mare de oameni care ar avea nevoie de ajutor. Sunteți inimoși, sunteți harnici și sigur că 24 de ore nu vă ajung, dar
trebuie și altă forță să vi se alăture. Am înțeles, domnul primar a promis președintele Consiliului Județean, pentru că și Consiliul Județean este o fortăreață, nu? Ce face? Ce răspunsuri sunt de acolo? În punctul acesta, ce ni s-a spus este că orice resurse vor fi disponibile. Deci se face recensământul resurselor. Sintagma este acoperitoare. În punctul acesta n-aș vrea să fac un proces de intenție autorităților. În punctul acesta pornesc de la premiza că avem același scop și că acela este să ne asigurăm că vom putea gestiona situația pentru vârstnicii din Brașov. Cu siguranță mi-ar fi plăcut ca în punctul acesta societatea civilă să fie cea care va fi condusă de autorități și nu invers. Asta este. Se pare că societatea civilă a fost cu un pas înainte și a putut să prevadă și să angreneze niște resurse. Și când spun de angrenat resurse, mă refer inclusiv la faptul că tot ce am făcut noi până acum, în ultimele 2 săptămâni, mâna de oameni care lucrăm la asta, pe lângă faptul că o facem voluntar 14-15 ore pe zi, am reușit să mobilizăm resurse în valoare de 1.000 de euro. Da. Și niște resurse pe care la fel de bine ar fi putut și autoritățile să le obțină și să ne folosească pe noi comunitatea pentru rezolvarea situației. E bine că s-a întâmplat și invers, n-aș vrea să fac proces de intenție autorităților, dar aș vrea să văd că sunt stăpâni eu pe situație. Eu ca și cetățean deja mă simt neliniștită și poate undeva chiar frustrată, pentru că nu este ușor să stai pe baricade 12, 14, 16, 20 de ore pe zi, în timp ce alții stau acasă pe salarii uriașe. Înțeleg că la DSP jumătate sunt în concediu, despre ce vorbim, înțeleg că în zona Consiliului Județean, Asistență Socială, DGASPC, se stă în... se practică telemunca, să spunem, da, aș vrea să știu ce se întâmplă concret, iar de resurse este nevoie. Este nevoie și umane și materiale. Deci, din punctul meu de vedere, din păcate, momentul acesta pe care îl traversăm ne va arăta o radiografie clară a cât de stricat cât este sistemul, cât de prost, cât de putred este. Exact. Acest cuvânt putred e asumat. Exact. Din păcate, sau mi-aș dori cumva ca atunci când trece toată starea și ne readunăm forțele și reconstruim, să nu uităm că am ajuns în punctul acesta și se vor fi întâmplat lucrurile care s-au întâmplat, pentru că este clar, sistemul ne va dezamăgi. Să avem acum așteptarea că să cerem ceea ce n-a făcut, ce se întâmplă acum, este pur și simplu scoaterea la suprafață a tot ceea ce a mers prost în ultimul. Cum spuneam, criza scoate la suprafață lucrurile minunate din om, dar și putreziciunea este acum. Acum se văd toate tarele, se văd angajații aceia pe pile, se văd procedurile proaste, se vede lipsa de mobilii, se văd atâtea lucruri urâte. Dar hai să vedem concret ce putem face. Aveți până la urmă măști, mănuși, combinezoane, pentru că dacă mergeți din casă în casă, practic, trebuie să fiți protejați. Altfel veți duce voi virusul. Deci, unul dintre aspectele la care m-am gândit de când am avut ideea inițierii grupului și primul lucru pe care l-am făcut înainte să înceapă să fie nebunia pe piață a fost să-mi evaluez stocurile de materiale de protecție. Noi, făcând asistență medicală la domiciliu, recunosc că am avut un oarecare avans. Aveați niște resurse. N-am făcut resurse uriașe pentru că oricum ideea nu era să le scoatem de pe piață, pentru că nu suntem doar noi. Și doi la mână, ideea era să avem pentru voluntarii noștri încât să poată merge în siguranță. Deocamdată putem să acoperim și ținem foarte mult la două aspecte atunci când vine vorba de voluntari și de responsabilitatea pe care ne-o asumăm. Unul, siguranța epidemiologică. Nu ne putem asuma ca ei să se îmbolnăvească sau să îmbolnăvească la rândul lor pe cei pe care vrem să-i ajutăm. Și doi la mână, responsabilitatea privind actele pe care le fac aceste persoane, pe care nu avem timpul să le cunoaștem, să vedem cât sunt de ok, dar nu ne asumăm niciun risc din punctul ăsta de vedere. Și atunci, orice voluntar intră în teren și devine voluntar livrator, este verificat. Există trasabilitate. Cum îl verificați, însă că nu... În momentul de față, deci e identificabil, da. Se știe cine este, sunt transmise autorităților toate datele personale ale lor, autoritățile au un click, un search și un click la dispoziție să vă dea okay-ul, să practic, caute, da. Să caute. Din punctul ăsta eu nu am acces. Când spui autorități, la cine te gândești? Cine dă acest ok? El vine de la Comitetul de Situații de Urgență. Am înțeles. Deci X este în regulă, eu sunt sănătoasă, epidemiologic, da. Sunt aptă să mă alătur echipei tale. Pe cât putem noi să certificăm fără testări rapide, ceea ce ar fi ideal în momentul de față, dacă ar exista testarea rapidă și ar funcționa,
Am putea să știm că și din punct de vedere epidemiologic, deocamdată ne bazăm doar pe declarația că n-au intrat în contact, că n-au avut simptome și așa mai departe, declarația de pe site-ul MEAI. Deci oricine se poate alătura în acest moment. Da? Deci hai să facem un apel, să te sune toți, le dăm numărul tău de telefon. Cum? Unde, să, ce să facă cei care vor să intre în această armată? O armată a salvării și de data asta chiar nu sunt cuvinte mari. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut la început, când încă nu erau foarte multe solicitări, a fost să-mi petrec câteva nopți gândind sistemele pe care vom funcționa și pe care să le pot apoi scala. Și am creat procedura de înscriere a voluntarilor, tocmai ca să nu vină toți spre noi, vreau să ajut. Există un formular. Bună intenție, dar pot sufoca. Pot sufoca sistemul și atunci noi nu vom mai fi eficienți. Am creat un formular în care voluntarii se pot înscrie. Pe grupul Vă ajutăm din Brașov sunt toate informațiile relevante și ele se actualizează constant. Un formular în care voluntarul ne spune ce ar dori să facă, am creat categorii de voluntari, câtă disponibilitate are, pentru ce zonă și dacă sunt și alte lucruri pe care ar putea să le pună la dispoziție. Pe lângă asta, asta e partea cu voluntarii, ei apoi sunt procesați, de asta unora dintre ei le spun, m-am înscris, pot să iau comenzi? Nu, tocmai pentru ca sistemul să funcționeze, trebuie să trecem câteva etape și e bine să ne dozăm entuziasmul. Da, va fi nevoie pe va fi nevoie. Lung. Da. Adică acum simțim toți, pentru că e starea de urgență pe care o resimțim și starea de teamă, de alertă. E teamă, e adrenalină, e fiecare își trăiește în felul propriu. Și care stare ne face să simțim că vrem să ne implicăm acum. Dăm ceva de cumpărat, dăm ceva de livrat să vă ajut. Da. E important să ne menținem suflul și capetele limpezi, în așa fel încât lucrurile să se întâmple gestionabil. Ultimul lucru pe care mi l-aș dori este să ne asumăm vreun risc sau să se întâmple ceva din cauza faptului că ne-am grăbit. Prefer să știu că nu putem să-i ajutăm pe toți acum sau nu putem ajuta un număr la fel de mare acum, dar că facem lucrurile așa cum trebuie. Am înțeles. Bun, deci nu riscați nimic, asta înseamnă că te îngrijești să existe aceste măști, aceste mănuși, să se respecte regulile. Asta înseamnă că ați primit aceste măști și mănuși pentru că e criză. Deocamdată nu, de la autorități nu. Promisiunile, am înțeles. Și gestionarea, recensământul resurselor. Da. Mi-a sfredelit creierii această expresie. Am primit într-adevăr de la președintele Consiliului Județean un număr foarte mic. Aș vrea să cred că atât a fost deocamdată la dispoziție sau că la punctul respectiv dumnealui nu a avut timp să înțeleagă amploarea sistemului pe care noi îl punem pe picioare. Am înțeles. Autorizație de circulație măcar aveți pentru acum sunt aceste restricții normale de altfel. Discuția este foarte caldă cea legată de legitimații. Tocmai s-a întâmplat și avem promisiunea că urmează să le primim. Promisiuni, Flavia. Lucrurile se schimbă oricum de... mai lipsește. Da. Lucrurile se schimbă oricum de la oră la oră. Eu de un lucru am asigurat autoritățile că noi și toată energia pe care am strâns-o în spatele meu nu ne vom opri doar pentru că autoritățile sunt sau nu bine organizate. Noi ne vom face treaba, iar la momentul la care își dau seama dacă și cum au nevoie de noi, pot să ne caute. Mă bucur totuși să văd că am găsit deschidere. Astăzi am trimis o adresă către toate autoritățile în care oficial și pe cale instituțională i-am anunțat că existăm, că facem asta și am avut câteva solicitări. Și mă bucur să văd că în urma adresei pe care am transmis-o m-a sunat domnul prefect, m-a chemat domnul primar, adică... Au fost reacții. Da, da. Am înțeles. Ceea ce... Deci să sperăm și să ne alăturăm speranța pe Flavia, o mai chema să ne țină la curent, pentru că autoritățile nu vor să vorbească, în primul rând. Mie mi se pare extrem de alarmant în momentul în care prefectul refuză să apară, să transmită prin viu grai oamenilor care așteaptă un mesaj. Celelalte autorități din zona sănătății, baraj total, embargo mediatic, sub pretextul stării de urgență sau sub pretextul nu vrem să speriem lumea. În regulă, nimeni nu vrea să sperie lumea, dar lipsa de informații oficiale duce la proferarea zvonurilor. Este o chestiune elementară. Și mai e un aspect. Mi se pare că, și cel puțin din partea autorităților, există o responsabilitate vis-a-vis de populație și vis-a-vis de a informa populația. Așa cum eu am grijă să-mi țin oamenii care cred în noi și care ne susțin, fie activ, fie cu energia pozitivă pe care ne-o transmit, să-i țin la curent cu demersurile pe care le facem, tocmai pentru că mi-asum această responsabilitate pentru oamenii care vor să știe ce se întâmplă.
Și atunci mi se pare că din partea autorităților cu atât mai mult e esențial să există o comunicare. Am nevoie să-mi văd liderii, am nevoie să văd oamenii în care cred, oameni pe care i-am votat, să-i văd că sunt alături de noi, nu că stau în carantină, nu că stau izolați, nu că stau ascunși. Vreau să-i văd implicați. E atât de comod să spui m-am autoizolat, stau ascuns sub pat. Este îngrozitor. Bun, un call center, să mai spunem o dată, da, numărul la care, dragi vârstnici, dragi prașoveni care aveți nevoie, care nu puteți ieși din casă, nu ezitați să sunați, spun, deși da, sper să faceți față. Numărul. Vom încerca să facem față. Numărul, cer scuze, l-am trecut aici, deși l-am repetat de 1000 de ori zilele acestea, este 0724 084 169. 0724 084 169. 0724 084 169. Promovăm sigur și pe Facebook, e promovat pe grupul Vă ajutăm din Brașov, dar mulți dintre vârstnici nu au acces la Facebook. Dragi tineri, spuneți-le părinților, spuneți-le bunicilor, transmiteți acest număr. Ajutați-i cumva pe vecinii voștri. Ajutați-i să ajungă la cei care vor și pot să-i ajute. Noi vom continua să lipim afișe. De astăzi suntem și pe radio, pe radiouri, pe stațiile locale. Și e foarte bine că pentru cei care în perioada asta oricum consumăm mai mult televizor, cei care stau acasă și mai multă media, e bine să știe de noi. Dar aș vrea să fac un apel la responsabilitate și față de cei care sună. Da, nu e vremea... Da. Bancurilor proaste, nu e vremea... Încercăm să creăm o divizie separată de suport. Am făcut un apel către cei care vin din sfera consilierii psihologice, psihoterapiei, pentru că traversăm un moment foarte greu și tu știi mai bine decât oricine. Au explodat depresiile, anxietățile și sunt abia primele zile. Da. Singurătate, autoizolarea, duc la atacuri de panică, duc la momente foarte grele. Și atunci încercăm să creăm și o divizie de suport și vom încerca, sper că de curând, și o divizie de socializare. N-aș vrea să bagatelizăm cumva nevoia de a socializa și faptul că în momentele acestea restricțiile ne iau, poate pentru noi cei care suntem atât de familiarizați cu mediul online, ne satisfacem nevoia aceasta. Dar cei în vârstă nu știu exact. Să intre, nu au acces și au nevoie de socializare. Mulți dintre ei mi-au, eu știu, am părinți în vârstă, spun nu, decât singurătate, decât să mai trecem prin asta, mai bine să murim. Deci cumva văd izolarea ca pe o formă de agonie. De asta mi se pare că e important să prevedem că va deveni o problemă dacă nu o preîntâmpinăm. Așa, știind că ea este o nevoie, o preîntâmpinăm și încercăm măcar să minimizăm efectele negative. Da, deși rețelele de voluntari care asigură consiliere psihologică poate să vă organiza tot sub umbrela Vă ajutăm din Brașov sau și sub această umbrelă, sunt foarte mulți psihologi care vor să sune, care sunt gata să asigure prin telefon măcar acest suport emoțional de care persoanele în vârstă au nevoie. Am făcut un astfel de apel și m-am bucurat să văd că au venit foarte mulți înspre noi. Am centralizat toate aceste resurse tocmai cu scopul de a putea să pornim o divizie separată. Pe lângă asta, spuneam despre responsabilitatea pe care ne așteptăm să o aibă cei care sună la noi. Am avut situații, cât timp au fost solicitări puține, să spunem că ne-am mai permis să ne alintăm seniorii. Vom ajunge la un punct la care, din păcate, nu va fi timp să ne alintăm, ci va trebui să ne asigurăm că resursele ajung acolo unde trebuie, când trebuie și că aceste resurse pot face diferența. De exemplu, situații în care suntem sunați astăzi pentru o listă de cumpărături și mâine primim telefon de la aceeași persoană care mai vrea 2 iaurturi, pot să înțeleg, când ne permitem, o facem și am făcut-o cu drag. La fel, discuțiile prelungite, uneori a trebuit să instruiesc dispecerii să le spună că timpul pe care vi-l dau dumneavoastră îl iau de la altcineva. Da. Și cu mare drag vom reveni cu un telefon și ne vom asigura că cineva va vorbi cu dumneavoastră, dar noi trebuie să prioritizăm. Pentru că în situație de criză e important ca resursele să meargă acolo unde e nevoie de ele în cel mai scurt timp. Așa este. Mulțumesc, Flavia Boghiu, ținem aproape, mulțumim că exista spor la treabă, să vă țină bateriile, să vă țină sănătatea, să vă țină entuziasmul, dozați-l. Îl dozăm. Și fie ca aceste cercuri concentrice să tot crească, să fim tot mai mulți în această armată a salvării. Acest Vă ajutăm din Brașov.
Flavia Boghiu, invitata mea astăzi, o tânără care la mai puțin de 30, nu? Da, 30. 30, care la 30 de ani are deja o experiență bogată în domeniul resurselor umane, o absolventă de asistență socială, care s-a ocupat de câțiva ani deja de această problematică a îngrijirii bătrânilor la domiciliu. Iată-o astăzi, inițiatoarea unei mișcări care atinge inima și întinde mâna. Onelia Păscaru, rămâneți alături de noi și încredere, oameni buni, și multă sănătate! Bună ziua! Nu poftesc! Nu! Trebuie să vi le las aici! Poftiți! Băgați-le în casă! Din punctul meu de vedere, e un gest minim de implicare civică. Sunt alții care sunt mult mai expuși, care fac mult mai mult decât atât. Sunt sănătoasă, nu fac parte dintr-o categorie vulnerabilă și mi se pare extrem de important să îi protejăm pe cei vulnerabili. Da. Bună ziua, Alexandra sunt. Vin acum cu cumpărăturile la dumneavoastră. 71 de lei și 24 de bani este totalul și vreau să vă întreb cum aveți banii ca să mă pregătesc eu să vă dau rest. Oamenii sunt recunoscători și sunt ușurați că există cineva care poate face aceste comisioane, cumpărături, rețete, le poate lua rețetele în așa fel încât ei să rămână în casă, acolo unde sunt în siguranță. Aici este bonul dumneavoastră. 71,24, asta este o donație, am primit donații. Aveți și niște iaurturi și aici sunt niște prăjiturele. Astea sunt tot ale dumneavoastră, da? Și trebuie să-mi dați 71,24. În faza asta mi-e frică să mă gândesc, sau refuz să mă gândesc la ce impact va avea asupra familiei noastre, în special din punct de vedere economic. Această criză ne va afecta cu siguranță, viața noastră se va schimba, probabil, în următoarele luni, dar încerc să mă concentrez pe ziua de azi și pe ceea ce știu că pot face astăzi ca să îmi fie mie mai bine și ca să ne fie tuturor mai bine. Ne-a zburat bonul. După ce scoateți lucrurile din pungi, să le aruncați, vă rog, și să vă spălați bine pe mâini, că nu se știe, na. Ștefan, hai, vorbim, ai grijă. În aceste zile, din punct de vedere logistic, ne asigurăm că suntem punctul de legătură între solicitările care vin din comunitate, persoanele care și-au exprimat intenția de a ajuta și s-au înscris ca voluntari și resursele pe care comunitatea le pune la dispoziție. Flavia de la Vă Ajutăm din Brașov. Avem o solicitare de cumpărături. Crezi că ai putea să te ocupi? E în zona Griviței. Deci, maxim, dacă rămânem pe varianta cu o mască pe kit, în punctul ăsta am mai putea teoretic să facem 100 de kituri, dar nu avem în ce să punem spiritul sau dezinfectantul. Da, exact. Vedem dacă mai găsim. Dacă mai găsim spirit de cumpărat în cantități mai mari, atunci nu mai avem problema cu sticluțele, că dăm o sticlă de 500 ml. Din păcate nici măcar spirit. E ușor să privești detașat atunci când vezi la televizor, atunci când vezi că se întâmplă în China, atunci când auzi că ajungi și în Europa, dar nu e aici. Doar că pe măsură ce se apropie de tine, îți dai seama că e mai prezent decât îți imaginai și că ni se poate întâmpla oricăruia dintre noi.